Toți banii pe care o să-i primesc de la cineva care vrea să cumpere mașina asta, o să-i dau unui abonat. O să fac un challenge la care să participe mai mulți abonați care își cumpără de la Sburger, de pe Globo sau whatever, de pe ce aveți voi. Ei, și acum mergem la o filmare de-a lui Duțu, la nu știu ce dracu de școală culinară, da, în care va trebui să gătim, bă, trebuie să vorbim cu el neapărat să ne punem în aceeași echipă, pentru că o să fie mai mult dacă suntem în aceeași echipă. Facem pregătari. What the fuck? Nu cred că am mai apărut la Duțu pe canal de 5 ani. Cred că de vreo 5 ani, da. Chiar sunt curios dacă o să fie amuzant sau nu. Cred că o fi fain. Dar nu știu cine mai vine. Vine Robi în spate. Robi a avut un weekend foarte amuzant și a descoperit iubirea vieții lui și după aia și-a dat seama că de fapt a fost un prank. Dacă vrea Robi... Oh, doamne. Și până în casă, dacă vrea Robi, atașăm aici o poză cu el. Such an eventful weekend for you, friend. Nu înțeleg dacă te-ai distrat sau nu. Plin de peripeții. Eu m-am distrat și apreciez că sunteți atât de prieteni cu mine. Da, nu? Da, că stau și mă gândesc că nu merit asta. Da, băieți, voi vă imaginați că Robi s-a mutat în cartier din martie și a postat mai puține vloguri ca Mr. Beast? Nivelul la care e Robi. Da. Deci am terminat clipul Vlad Munteanu, iar acum mergem să scoatem șeptarul de la subsol să vedem în ce stare mai e, pentru că nu am mai văzut de vreo 2 săptămâni, cred, de când am terminat toate vlogurile cu el. Și ca să putem să mergem să luăm șeptarul, trebuie să mergem cu Peugeot-ul ăsta 206 să putem să-l pornim, că nu merge altfel. Trebuie să-l pornim de la baterie. Haideți să vă arăt. Să știți că am luat pe Robi cu mine, pentru că mașina asta se aprinde doar cu doi oameni. Nu fac atrincă. Știu. Așa, deci avem două rânduri de cabluri, că nu merge doar cu unul. Let's go. Așa. Mamă, dar e greu asta, vrei să te vinzi? Bun. Asta nu mai trebuie să... Da, știți voi? Asta merge la negru. Bun. Așa arată cheia, băieți, de la mașina asta, de la șeptar. Încercați asta acasă, vă rog. Dar fii atent care e faza ciudată. Că trebuie să pui două, că altfel nu merge. Dacă n-ai două cabluri, nu merge șmecheria. Sau sunt cablurile astea proste, drăguțe să le ia. Poftim? Nu e suficientă putere pe unul? Nu. Așa. Trebuie să văd cum dracu-i prinde aici. Așa, asta e unul. Hai să vedem cum dracu pune pe al doilea. Hai să-l prindem și pe al doilea. Ai văzut? Ok. Și acum trebuie să pornim mașina asta și să așteptăm puțin. Și după aia tu trebuie să stai în mașina asta și să apeși pe accelerație, în timp ce eu îi dau rec de acolo. Ok. Pă bune, gen, altfel nu merge. Nu-i apuc acum. Nu știu dacă le-am pus pe la bine. Hai să vedem. Fuck. E bine. Poți să o ții deja. Așa, băieți, avem piciorul pe frână. Hai să vedem dacă o ia la prima cheie. No, am dat din greșeală cu mâna asta. Hai să mai încercăm o dată. No, mai așteptăm puțin. Al doilea. Gata. Acum haideți afară să vă explic de ce vreau să o vând. Așa, băi, și înainte să vă spun de ce vreau să vând șeptarul ăsta, vreau să vă anunț că am dat drumul la Sburger pe Glovo în București, o să fie în zona militar Cotroceni, pe undeva pe acolo, regie. Fix de când vedeți voi vlogul ăsta, astăzi, marți, pe 6 septembrie, o să vin eu personal și o să livrez o grămadă de comenzi și o să mă întâlnesc personal cu voi. Poate o să fie și câteva cadouri la unii abonați care comandă Sburger. O să aveți linkul de la Glovo în descriere să vedeți dacă sunteți în area aia în care se poate livra și chiar vreau să mă întâlnesc cu voi. Și acum, bă, hai să mergem undeva să parcăm mașina asta, să vorbim de ea. Că, bă, sincer, nu m-am mai plimbat cu ea de vreo 200 și uitați-mi cât de fun e, gen, chiar e șmecher să te plimbi cu ea. Dar trebuie să vă explic de ce trebuie să o vând. Bun, deci cred că ultimul lucru pe care o să-l fac cu mașina asta o să fie să livrez comenzile de pe Glovo la Sburger. Chiar cred că o să fie super funny, pentru că foarte multă lume mi-a spus că vrea să vadă mașina asta în persoană și o să aibă ocazia, dacă își comandă Sburger, să o vadă. Până atunci, pentru cine n-a văzut celelalte clipuri, nu mai stați să le vedeți pe toate, deși vă zic eu că sunt foarte șmechere. Să vă explic până la urmă ce am făcut la mașina asta. De câte vedeți, aici în față avem porbagajul, care l-am luat din
spate, l-am tăiat puțin ca să se vadă puțin de părul. L-am pus aici și l-am prins cu două fâșii de capotă. Puteți vedea aici motorul, țeapă cum trebuie, 3000 diesel, 200 mulți cai, 300.000 de kilometri, tot ce trebuie. Avem aici și seria, dacă vreți să o verificați, că n-are accident, n-are nimic. Am pus aici niște bări de protecție, am făcut o cablio. Interiorul, fiți atenți de aici ce mecherie am descoperit de aia. Că tetiera asta se ridică dacă te pui pe scaunul ăsta. Ești pregătit? S-a ridicat. Bă, stai super bine pe ea. Încă merge să spui centurile, foarte important dacă vrei să cumperi mașina asta, să ai centura. Și încă nu m-am hotărât ce o să fac cu banii pe care îi primesc pe mașina asta. Am două opțiuni și o să aleg în funcție de câte like-uri face acest video. Dacă strângem mai puțin de 25.000 de like-uri în prima zi sau primele două zile, whatever, toți banii pe care o să-i primesc pe mașina asta o să-i donez către o caritate aleasă fix de persoana care o să o plătească. Dar dacă vouă vă place foarte mult ideea și strângem peste 25.000 de like-uri în prima zi la vlogul ăsta, toți banii pe care o să-i primesc de la cineva care vrea să cumpere mașina asta, o să-i dau unui abonat. O să fac un challenge la care să participe mai mulți abonați care își cumpără de la Sburger, de pe Glovo sau whatever, de pe ce aveți voi, și o să-i bag pe toți într-un challenge și câștigătorul o să primească toți banii. Nu știu cât o să fie, nu știu cât ar renta pentru cineva să dea pe mașina asta. Până la urma urmei, dacă vrea cineva să facă un business de mașina asta, poate să o cumpere, habar n-am cât o să dea, ceva pe a 200, 300, 500, 1000 de euro, whatever. Din câte am înțeles, motorul se vinde cu vreo 1000 de euro la piese, faceți voi ce vreți cu el. Cutia de viteză iară se vinde scump, mai are și patru roți care sunt bune, mai are și interiorul, deci puteți să o duceți la dezmembrări dacă nu vă place cum am făcut-o eu, dar nu știu. Avem aici ușile de pe spate, le-am pus aici și asta este capota pe care am făcut-o o retrofiță, încapă perfect aici, chiar îmi place super mult cum arată. Am făcut-o să arate fix ca Maybach-ul din piesa Otis al lui Jay-Z și Kanye West. Ea a avut un Maybach din 2003 sau 4 și ăsta e un BMW seria 7 din 2003. Deci seamănă cât de cât. Pentru că mașina arată cam la fel din perioada aia. Dar nu știu, iar m-am gândit că ar renta pentru cineva să o cumpere dacă ar avea, nu știu, un amanet auto sau un service sau whatever și să o folosească pe post de reclamă, pentru că eu vă zic din experiență proprie, absolut toată lumea o să întoarcă capul după mașina asta și habar n-am dacă aveți amanet auto sau parc auto sau ce vreți voi. Mă rog, eu nu vă zic să o cumpărați dacă nu vreți, dacă cineva chiar vrea să o cumpere, o să-i dau. Problema e că nu poate să o cumpere oricine pentru că e decapotabilă, deci aici necesită să-i cumpărați o pusă sau un loc la subteran ca să nu plouă în ea. Și a doua problemă este că nu poate fi condusă pe drumurile publice din România. Noi în momentul de față ne aflăm pe un drum privat și de-aia putem să o conducem pe aici prin parcări, dar nu avem voie să ieșim cu ea pe drumurile publice. Deci este mai mult un lucru decât o mașină, e un obiect. Dacă vă place cum arată, habar n-am, sau aveți zidea mai curtea și vreți să-l cumpărați, chiar nu știu ce să uită la mine, poate să uită Jeff Bezos, poate să uită Țirea. Poate să uită domnul Țirea, domnul Țirea, dacă vreți să o las, o duceți la Țirea Collection, vă fac un preț bun de tot. Și o punem acolo, nicio problemă. Cam asta e faza cu mașina asta. Mie mi-a plăcut super mult vlogurile în care am modificat-o și mă gândeam să cumpăr o altă mașină pe care să încerc să o tunez. Poate chiar mai șmecheră decât a fost ea când a ieșit din fabrică. Asta, după părerea mea, chiar arată mai bine decât arăta la început, dar din păcate este distrusă și nu mai poate fi folosită pe drumuri. O să încerc ca următorul proiect să-l fac să poată fi folosit pe drumuri. Dar din nou, gusturile nu se discută și mie mi se pare că arată super, super potră. Deci, cine vrea să o cumpere, vă aștept cu mesaj pe Instagram sau pe mail. Cine dă cea mai mare sumă, acela pleacă cu mașina afară. Dacă cea mai mare sumă, nu știu, de 100 de euro sau what, nu cred că o să fie de 100 de euro, sincer, sigur o să fie un nebun care dă 1000 de euro pe whatever, dați-mi mail și vă dau mașina dacă dați și mai mulți bani. Mă rog, cum v-am spus, ori donăm bani, ori îi dăm unui abonat. Până atunci, bă, ție-ți place Robi cum a ieșit? Da, e monstru. Crezi că o să o cumpere cineva? 100%. Habar n-am. Gata, întoarce-te. Gata, pot să mă întorc? Da. Mamă, l-am văzut în ecran. Mă! Cum e? Numărul 1. Să zic că se deschide port bagajul dacă trage asta. Da, da. Da, pe bune. Să mor eu. Da, vino încoa. Trage tu. Nu pot să cred. Vino încoa, să vezi. De asta. De ăla la nu. De asta, da. Trage. Da, bă. Da, mă, Robi, vrei să te pocrească cu mine, ce ai făcut cu prank? Mamă, știi ce s-a speriat? Numărul 1. Acum, acum vreau să o vând. Ce preț crezi că o să-mi iau pe ea? Dezmembrări. Ce mai are pe la motor? Are motorul, cutia, mai are interiorul și la fie restul. Nu crezi că ar vrea un image de bigelow? Nu știu ce să zic. O ia cineva doar că e a ta. Dacă dai de cineva? Da, nu știu. M-am gândit efectiv să o vând cu ida cel mai mult. Dacă cel mai mult zice: "Hei, uite, am 50 de ron, poftim, vreau să iau mașina, o să o dau." Problema e că nu mai am loc. Nu vreau să par arogant, dar am doar 3 locuri de parcare și acum am mai închiriat încă un loc pentru mașina asta. Mai trebuie să cumpărăm două mașini în perioada următoare, deci sigur nu o să mai avem loc de aia și de aia trebuie să scap de ea. Siria, ca avioanele. Băi, și asta seamănă cu un mini avion. Da, îmi place, mie îmi place. Bă, bagă mâna acolo.
La motor aici? Adelina s-a abonat după ultimul meu video și a câștigat 100 de lei. Dacă nu ești încă abonat, apasă acum pe subscribe, pentru că săptămâna viitoare voi da alți 100 de lei cuiva care se abonează în următoarele 7 zile. Iar când ajungem la 1.000.000 de abonați, voi mări premiul la 1.000 de lei. Și dacă ești deja abonat, folosește telefonul de la un prieten, frate sau părinte și abonați-te de acolo și s-ar putea să câștige ei 100 de lei.